Salutare și bine te-am găsit! Ei bine, vreau neapărat să-ți spun în acest video ce sunt uleiurile esențiale despre care tot auzi în stânga și în dreapta. Probabil că nici nu ți-ai dat seama că tu de fapt beneficiezi de uleiuri esențiale chiar fără având o sticluță acasă, dar doar ca așa, un picuț. Beneficiezi de ele în momentul în care ieși la plimbare printr-o grădină sau printr-o pădure, ori pur și simplu desfaci un citric, o portocală, o lămâie. De ce? Pentru că uleiurile esențiale sunt extrase din plante, din diferite părți ale plantelor. Iar plantele există pe acest pământ dinaintea noastră, dinaintea omului. Iar în momentul în care omul le-a descoperit și le-a folosit, organismul uman le-a receptat ca fiind parte din același tot unitar, din același aluat, adică sunt naturale. De ce? Pentru că făcând o paranteză, dacă folosești produse sintetice, organismul să știi că de multe ori reacționează. Ori o să ai la un moment dat anumite reacții pe piele, anumite alergii sau dereglări hormonale, ori multe alte probleme, nu intrăm în detaliu, era o paranteză. Revenim, ce sunt uleiurile esențiale? Am aflat că organismul nostru le percepe ca un tot unitar în momentul în care le folosim sau în momentul în care le mirosim și facem aromaterapie. De asemenea, organismul le percepe ca și făcând parte din același tot și au așa proprietăți asupra organismului nostru. În momentul în care desfaci un citric, o portocală sau o lămâie și strângi așa de coajă, acea substanță care se evaporă este ulei esențial. Rămâne puțin, dar după aceea dispare, pentru că la fel se întâmplă și în momentul în care rupi mentă. Aceasta este din grădina mea. În momentul în care o rup și faci așa cu ea între degete, simți o substanță, dar deja a dispărut. Gata, nu rămâne uleios. Acela este ulei vegetal care îți lasă așa pielea uleioasă. Acesta este ulei esențial, pur, în stare naturală. El se evaporă, cel care este pur, uleiul pur. Sau momentul în care treci printr-o grădină de lavandă și simți lavanda. Ei bine, acestea sunt uleiurile pure. Se extrag prin distilare, dacă este vorba de citrice, sau prin abur. Ce vreau să-ți spun este că și îți voi și arăta care este situația, arăta va figurat. De exemplu, pentru a obține o sticluță de 15 ml de lavandă, este nevoie de 14 kg de flori de lavandă, de plantă. Dacă vorbim de ulei esențial pur, deci să ne înțelegem, nu vorbim despre alte uleiuri care sunt lungite cu diferite substanțe. Vorbim de ulei pur. Este nevoie de 14 kg. Vă puteți imagina cât este, nu? Iar dacă cumperi un ulei esențial de lavandă cu 10 lei, oare chiar ai ulei esențial pur în el? Gândește-te! Nu ai cum! Pentru că 14 kg de flori, care au o greutate foarte, foarte mică, îți poți imagina cât este. Deci, evident, nu poate fi ieftin dacă este pur. Și o să îți spun într-un alt video de ce este important să fie pur. Sau îți dau un alt exemplu. Pentru uleiul esențial de lămâie, ai nevoie de 45 de coji de lămâie. 45. Hai să zicem că ăsta nu este mult. Și de ce nu este mult și de ce este puțin mai ieftin uleiul de lămâie decât cel de lavandă? Pentru că doTERRA, de exemplu, ce face? Folosește coaja, da, pentru a scoate uleiul esențial din ea, iar restul merge în industria sucurilor, pentru partea interioară, pentru că uleiul esențial, așa cum am zis, este extras doar din coajă. Bun, acum ți-am vorbit așa din câteva, ți-am vorbit despre uleiurile extrase din flori, ți-am vorbit despre uleiurile extrase din citrice și ți-am vorbit și despre uleiurile extrase din frunze, cum este menta. De exemplu, îți dau aici la mentă un exemplu. Aici nu este nevoie de multe frunze, de 1,5 kg pentru a obține o sticluță de ulei esențial de mentă. Însă este foarte important momentul în care se extrage, pentru că
Substanțele chimice din plantă se schimbă, sunt într-o continuă schimbare. De exemplu, dacă menta este extrasă în momentul în care planta înflorește, deja substanța chimică din ea nu mai este aceeași. Nu mai vorbim de grad, același grad terapeutic. De aceea, de exemplu, uleiul de mentă se extrage în 8 zile, maxim într-o săptămână. Ea trebuie culeasă pentru ca să fie și cultivată, să iasă ceva din cultura respectivă. Și ne spune cei care extrag ulei de mentă, ne spun că dacă lași deja, pentru ei ar fi mult mai ok să lase planta să crească, să înflorească, pentru că ar avea mai mult ulei. Dar, de exemplu, cum este doTERRA, nu acceptă acest ulei esențial, pentru că doTERRA are nevoie de ulei pur și cu un anumit grad terapeutic, iar acela se obține în momentul în care planta încă nu a înflorit. Deci este foarte important și acest lucru. Ce mai pot să-ți spun despre uleiul esențial? Ce este el de fapt? Pentru ce este bun? Care e ideea? Care e legătura cu gradul terapeutic, cu noi, cu oamenii, cu folosirea lor? Ei bine, uite, îți dau un exemplu despre citrice. Și o să-ți mai dau un exemplu despre frunze. Uleiul esențial extras din citrice, din coajă, de fapt ce face? Ce este? Ce reprezintă pentru plantă? Și țin să spun că ce reprezintă pentru plantă, în aceeași măsură reprezintă și pentru organismul nostru. Pentru plantă, uleiul din citrice, din coajă, de fapt este sistemul de apărare al plantei, al fructului. Și dacă observați, chiar voi, cu ochii voștri și mergeți în magazin, de ce lămâile perfecte, minunate, se spune, nu folosiți coaja? Pentru că ele sunt date cu tot felul de substanțe toxice, chimice, pentru a le apăra de dăunători. În schimb, lămâile pe care scrie că se poate folosi coaja, de fapt sunt cu pete, cu tot felul de chestii pe ele. Ei bine, acelea, de fapt, Nu au fost stropite, ele și-au format singure substanțe fitochimice naturale pentru a se apăra de dăunători. Pentru că sunt tot felul de boli la plante. Și în momentul în care are această proprietate asupra plantei, are aceeași proprietate și asupra noastră. Și un alt exemplu pe care vreau să ți-l dau, de exemplu la frunze. La uleiurile esențiale extrase din frunze, de exemplu, uleiul esențial din arbore de ceai. Uleiul esențial din arbore de ceai este extras din frunzele unui arbore care crește într-o zonă pe cât de caldă, pe atât de umedă. Iar acesta este un mediu propice pentru tot felul de bacterii, de virus, de mucegaiuri. Ei bine, acest copac, dacă nu s-ar fi, cum să spun, aclimatizat și nu și-ar fi produs propriile substanțe de apărare, el ar fi mucegăit sau ar fi dezvoltat tot felul de boli. În schimb, această plantă și-a format în frunze o substanță chimică ideală în acest scop, pentru a se apăra de mucegaiuri, de virus și tot ce ține de acest lucru. Și aceleași proprietăți pe care le are asupra plantei, le are și asupra noastră. Și sigur ați mai auzit de uleiuri esențiale sau de produse din arbore de ceai. Când vine vorba de uleiuri extrase din flori, este vorba de calmare, liniștire, frumusețe, sănătate, echilibru, în mare parte. Dar să știți că uleiurile esențiale sunt foarte versatile, de exemplu cum este uleiul de lavandă. Are atât de multe proprietăți, este efectiv magnific. Dar asta cu altă ocazie, că altfel o să vă țin cel puțin o oră vorbindu-vă doar despre acest aspect. Stai pe aproape și vei vedea următorul video în care îți voi spune cum faci diferența între uleiuri? Ce să cumperi? Ce să iei? Vezi uleiuri pe tot locul. În momentul acesta apar tot felul de uleiuri. Și cum poți să ai garanția calității? Cum poți să ai garanția că uleiul pe care îl ai, pe care îl cumperi, are proprietățile despre care se tot vorbește? De ce în momentul în care cumperi un ulei de pe No Name,
te trezești cu tot felul de alte probleme, nu să rezolvi ceea ce vrei. Stai pe proape și revin.